Salutare, dragii mei, începem un nou episod. Începe Liga 1, avem prima etapă extrem de dificilă în compania dinamoviștilor. Vom da piept cu bizonul. În primul 11 al dinamoviștilor nu sunt mari schimbări, apare doar Popescu ca fundaș central, nu știu despre cine este vorba. Și nici la rezerve, doar pe Janecek de 66 îl văd. Noi avem o echipă mult mai solidă, după cum pare. Avem primul 11 destul de bunicel. Însă cred că va fi un meci echilibrat, pentru că Ioan Andone știe să profite de orice ocazie și știe să facă tactica. Haide să ne facem primul 11 al nostru și rezervele. O să jucăm cu Emre Mor în atac, cu bestia din Turcia, micuțul atacant, să-i spun așa. Îmi place foarte mult cum arată la abilități și cred că va juca destul de bine, însă vom vedea în acest episod. O să jucăm în continuare cu Dani Lopez acolo, în locul lui Purece. Și începe nebunia, doamnelor și domnilor. Stadionul din Ștefan cel Mare este arhiplin. Iată și campionii noștri, băieții noștri. Romario Benzar, capitanul nostru. Avem în imagine și galeria din Novistă. Este foarte zâmbăreț Emre Mor. Să sperăm că acest număr 13 va aduce și noroc puștului. Iată, 99, portarul nostru Moraie și bizonul Gnoiere este cel pregătit. Arată destul de frumos echipa noastră. Îl avem în imagine pe Răzvan Marin. Începe meciul. Mingea este a dinamoviștilor. Romero. Se este faulta de Ganea.
Șerban, Șerban mai departe, un 2 frumos cu Romera, Șerban centrează pentru Gnoiere. Să vă reamintesc că am mai urcat la dificultate cu un grad intensitatea jocului, sper să nu iau bătaie așa repede, atât pe Mor, Mor la balon, se întoarce frumos puștiu, se simte că are calitate, însă pasa către Dani Lopez este puțin cam departe, însă acum Gabian recuperează foarte bine și pasează lui Coman. Departe, stăm în pressing acolo, Benzar stopă piept și pierde balonul Broșichi. Este mai vânos acolo Steliano Filip, Steliano mai departe, încearcă pasa, însă Gabiancu interceptează balonul și pasează lui Benzar, Benzar urcă frumos până la Emre Mor, Emre Mor la balon, pierde balonul, este puțin cam, nu știu, cam fragil, parcă e Emerson, nu Emerson, cum îl chema pe micuțul brazilian care a fost la Steaua, Elton. Gabiancu pasează bine pentru Răzvan Marin, însă Florinel Coman, Florinel Coman nu câștigă balonul, Dani Lopez, frumos, Dani Lopez se întoarce, dar se întoarce aiurea și acum Iancu pentru Coman, mai departe pentru pentru Mor, degajează sus Mor până la Gabiancu, Gabiancu, Răzvan Marin pasează la Gabiancu, Gabiancu încearcă pasa, dar cred că era mai bine dacă continuam cu el. Popescu până la Nistor, se este pe Gnoiere, frumos, Gnoiere la balon, Dani Lopez pasează la portarul Moraes, Gnoiere premiu, se sară la cap. Chiar este amuzant așa când îl vezi micuț pe lângă Nidelcearu. Iancu, Nedelcu, Nedelcu la balon, până la Dani Lopez, însă Rotariu este pe fază și prima repriză se încheie, scor 0-0. Să-l băgăm și pe Dembele în locul lui Florinel Coman, pentru că nu joacă cum trebuie. Și pe Dragomir în locul lui Dani Lopez, să debuteze și acest puști. Este preferatul nostru. L-am adus 18 ani, l-am adus de la Arsenal. Iată-l acum pe Dragomir, pasă către Dembele, însă a fost greșită. Popescu mai departe, Groșiști recuperează bine, 1-2, Groșiști cu Gnoiere, intră în care Gnoiere, gol! 1-0 pentru Dinamo, Bizonul marchează. Și iată l-am avut pe listă. A fost pe lista noastră și nu am fost în stare să-l achiziționăm. Cât de ușor a trecut de Boli. Asta este păcat. Mergem mai departe, hai Boli, revinoți. Ganea frumos până la Gabian, cu un 2 cu Ganea, însă Nistor este mai tare pe picioare și recuperăm prin ia unde e balonul la Nedelcearu, Filip sus, Roșiști până la Palici, să vedem, centrează frumos Roșiști, centrează Rotariu, gol, 2-0, Dorin Rotariu, iată cei doi dinamofiști care am avut pe lista de transferuri și nu i-am ofertat pe niciunul.
Nu prea îmi place eu, sincer, portarul ăsta Moraes. N-a ieșit nici pe centrare, nici la golul lui Gnoerene, a ieșit în față. Râmnicianu parcă era mai ofensiv, mai agresiv, are alt stil. Din păcate. Gabi Iancu, șut, însă Penedo reține. Și atât dinamoviștii au cam tranșat soarta acestui meci cu câteva minute și au 2-0, cum v-am spus, la acest grad de dificultate este mult mai greu și văd că nu prea poți să finalizezi așa ușor cum era la celălalt. Dar poate trebuie să ne învățăm acum că așa devine mai spectaculos meciul, să se evoluăm de la sezon la sezon. Delcu până la Benzar mai departe, Benzar. Emre Mor nu prea mai are putere. Răzvan Marin până la Dragomir se întoarce frumos. Dragomir pasă pentru Dembele, însă i-a suflat balonul lui Popescu. Boli până la Nedelcu găsește pe Dragomir, hai Vlăduț, Dragomir! Ce șut a avut Vlăduț, Dragomir! Ce torpilă a avut Vlad Dragomir! S-a terminat meciul. S-a terminat meciul 2-0 și trebuie să ne regrupăm, pentru că avem meci important, prima manșă a duelului cu Red Bull Salzburg. Avem meci în Austria. Meci care trebuie să-l câștigăm. Iată, Botoșaniu a început în forță, 4-0. Să vedem ce se mai întâmplă. Lulacu, avem noutăți de la negocierile lui Lulacu. A mai crescut cu 1 milion suma și o acceptăm așa. Oricum am ieșit pe minus cu el, dar asta este. În continuare avem negocieri, așteptăm cu Alibek și cu Andrei Ivan. Iată că au venit răspunsurile la negocieri. Să vedem în ce stadiu suntem. Ivan, iată cât a scăzut la 7 milioane, da, pe a scăzut 5 milioane. Astea îl cumpărăm. Și la Alibex am economisit 3 milioane. Îl cumpărăm și pe Alibex pentru că avem nevoie în această dublă de... Și de el. Și a venit ziua cea mare. Debutul nostru în Champions League. În play-off suntem. Trebuie să facem un meci bun, măcar să nu primim gol acolo, și un 0-0 ne-ar
avantaja oarecum pentru meciul viitor. Ia să facem numerele. Alibek 5, nu se poate. Îi dăm, hai să nu luăm palul cu Oman, îi dăm 9. 9 mai bine. Și lui Ivan, o să-i căutăm altă soluție. Pe ca să aibă și el pe tricou acolo. Un 9. Să așezăm puțin echipa. Ar trebui să joc cu doi închizători. Da, ei n-au o tactică prea specială și nici jucători de mare valoare nu au. Cred că asta e cea mai bună tactică care o să o folosim, dar o să folosim un... Hai să-l băgăm, nu știu, pe Alibek, vârf împins, pentru că e mai în forță decât Florinel și avem nevoie acolo. Iancul trecem în dreapta, în stânga, ce să băgăm? Hai să-l băgăm pe Dembele. Așa, mor coordonator, cu toate că e postul lui Gabi ăla. Ar trebui să-l las pe Gabi Iancu. Cu Ivan acolo și cu Gabi, da. Hai să-l băm pe Gabi pe postul lui, pentru că a dat randament bun de coordonator. Și lăsăm pe Mor rezervă. Doamne ajută să fie cu noroc așa cum i-am așezat. Îmi cer scuze de voce, dar încă nu mi-a revenit și da, Râmnicianu, sper să nu mă dezamăgească. Am apelat din nou la serviciile sale. Nu, nu mi-a plăcut de Moraes și iată ce frumos este, chiar parcă este un meci la televizor. N-am mai jucat PES până acum, e prima dată acest sezon. Am fost fan FIFA și chiar a început să-mi placă, sincer. Băieții noștri par să fie destul de hotărâți. Și hai să începem, meciul. Córdoba. Să Dembele faultează în atac. Da, cam urâtă intrarea lui Dembele.
Iată-l pe Denis Alibek cât de masiv este. Sunt curios să-l pun să joace cu Moro unul lângă altul. E că sunt la Stan și Duran, iată pe Ganea. Ganea merge înainte până la Iancu. Trabiancu pentru Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé întoarce frumos, pasează la Ganea. Of, Ganea. Ganea pierde balonul. Ganea dă drumul la balon, schimbă partea pentru Benzar. Andrei Ivan găsește pe Denis Alibek. Denis Alibek însă era între patru adversari acolo. Frumos Dembélé, Alibek însă greșește pasa. Benzar până la Nedelcu. Nedelcu la balon. Frumos Dembélé, Gabiancu pentru Alibek, însă Alibek nu s-a prins de această fază și scapă cei de la Viena. Bivan, Teixeira însă Dembélé greșește și el și Ganea. Af, ce feste mi-a jucat. Nu nimeni. Din cauza la consolă, la controller, îmi cer scuze, la buton s-a blocat, trebuie să schimb controllerul neapărat, pentru că uite, putea să mă coste un gol. Hai băieți, Nedelcu. Faul. Pericol, apără, fantastic, Râmnicianu, ce intervenție, faza. Nu s-a terminat însă acum Răzvan Marin, pleacă pe contra-atac. Hai Răzvanele, dă drumul la pasă, Răzvan Marin mai departe pentru Denis Alibek, se întoarce greu, Denis. Iar faltăm în atac. Cum ne-a salvat Râmnicianu la acea fază? Se pare că tot Râmnicianu este forța noastră. Centrează încă o dată. Nu mai am emoții, știind că este Râmnicianu. Și prima repriză se încheie. Noi n-am avut ocazii, însă Râmnicianu ne-a salvat de două goluri ca și făcute. Am avut posesie bună, 54, dar degeaba. Ce le facem la băieți? Hai să schimbăm tactica, pentru că este prea defensivă totuși. Băgăm pe Mor în locul lui Ivan, pentru că nu joacă bine acolo Ivan în față. Probabil o să-l încerc, dar în meciurile viitoare, pe el și pe Alibek în față amândoi. Acum avem despre atacanți și pe Mor, Dembélé,
Florină Coman. Stăm bine pe toate posturile. Mor la balon, frumos, până la Alibek. Shoot, Alibek, cum să... Gerd Monas reține și pasează la Gerlach. Gerlach din nou către Bivan, însă Rămicianu iese cum trebuie și de această dată. Nedelcu, Nedelcu la balon, frumos până la Eremor, îl găsește pe Alibek, Alibek, călcâi până la Ian cu Gabian, cu Alibek, Alibek din nou, Alibek, șut, un blocaj. Haideți mă băieți, mă, că îmi dați emoții că nu ajung în grupe. Recuperează Alibek. Nedelcu până la Răzvan Marin. Răzvan Marin mai departe. Schimbă până la Ganea. Ganea se întoarce. Ganea din nou pasează. Prost Ganea. Foarte prost a jucat meciul ăsta. Sunu este bine acolo. Wellington, locuitorul un boli la 16 ani, debutează și în Champions League. Și iată-l pe Dembele, Dembele, Dembele se duce bine în stânga, Dembele o fentă frumoasă. Alibek pasează la Iancu și Iancu, ce ocazie, Gabi, frumos de tot, fenta lui Dembele, pas Alibek, frumos. Tiki-taka a fost asta. Mare păcat. Putem să marcă. Minutul 80 era un gol perfect, dar continuăm. Dembele, Dembele este destul de activ, încearcă pasa. Vine Răzvan Marin. Să mai băgăm puțin sânge proaspăt în echipă. Ce să mai scoatem? Băgăm și pe Vlăduț. Ha, să-l băgăm. Toate că nu e postul acolo, dar îl încercăm. Trebuie să debuteze și el în Champions League. Ganea până la Nedelcu, Nedelcu mai departe. Hevzit. Și scapă Codoban, Codoban pasează până la Nazif, Nazif, apără Rămicianu, bară, Sunu trimite mingea în bară. Fuu, ce ocazie au avut, a scăpat din nou. Rămicianu numai că este un portar bun, dar are și noroc. Iată Vlăduț Dragomir, trece frumos, hai Vlăduț, n-are cu cine combina. Acum pentru Ganea, Ganea centrează, dar din nou greșește, ai de Vlăduț Dragomir. Ia, Răzvan Marin, ultima fază poate, dar se fluieră finalul meciului și facem un 0-0 în deplasare la Salzburg, un 0-0 care ne ajută sau nu vom vedea, oricum este destul de norocos la câte ocazii au avut cei de la Red Bull. Don't think anyone will be complaining too much about what they've got. Ocazia lui Codoban, prima mare ocazie acestui meci. Încă o dată, iată de unde a spus. De unde a spus Râmnicianu acest balon?
am avut și primul nostru meci. Oare cum sunt mulțumit de acest rezultat în pofida jocului care l-am avut. Însă trebuie să facem un meci bun în retur, unde avem un retur destul de... Wellington a crescut și avem și 3 jucători selecționați în echipele naționale, dar ce voiam să vă spun, iată, Țâru și Benzar va debuta și Țâru în echipa națională și Emre Mor la Turcia. O să vedeți în episodul următor returul, care sper să nu vă dezamăgească și să vă mulțumesc. Până atunci vă pup, să aveți o seară frumoasă, la revedere!